De ce să vă umpleți, domnule Dragnea? Mă scuzați, da? De românism? Wow, n-am mai auzit-o pe asta. Să mă umplu de românism. Am auzit să te umpli de păduc, de râie, de ridicol, asta da. Dar de românism? Nu prea. V-a zis-o ministru Pop pe asta? Că el e așa, am văzut priceput la cuvinte, da. E un adevărat vrăjitor al limbii române. E un adevărat compendiu când vine vorba de limba română. S-a umplut Dragnea de respect, ăsta, de românism. Puh, că nu-mi vine să zic, auzi? Chiar de brazilism v-ați umplut vara asta? Sau sunteți așa jumate românism, jumate brazilism? Barabara? Vă și văd mare fan Avram Iancu, da. Cred că aveați în cameră când erați tânăr numai postere cu Avram Iancu, Pink Floyd, ZZ Top și Avram Iancu. Și v-ați făcut plinul de românism? Chiar cât mai merge românismul la pompă, domnul Dragnea? S-a mai scumpit? E când să-și facă domnul Dragnea plinul de românism? Hop, probleme! Momente jenante la Țebea pentru șeful PSD Liviu Dragnea. După festivitățile dedicate lui Avram Iancu, liderul social-democrat s-a oprit în dreptul unei tarabe de suveniruri, dar ghinion, chioșcul avea un afiș pe care scria în negru pe alb: nu servim politicieni. Mi-a interesat, vede. Opa! N-ați văzut-o pe asta venind, nu? V-a golit de românism imediat. V-a dat borșul strămoșesc pe nas. Noroc aveți hamsterul acolo. A pus el frână și nu s-a văzut. Altfel, domnul Dragnea, să știți că ați fi găsit o lanternă și în obor. Am văzut că în weekend la Țebea v-ați cumpărat o lanternă. Ce ați făcut cu ea? Ați luminat partidul? Ați căutat mai bine ministrul apărării? Nu, dar eu tot timpul vreau să am o lanternă în casă. Și nu mai am niciuna. Se mai ia curentul. Aoleu, se ia curentul la dumneavoastră? Dar unde stați? Prin Berceni încolo, în Sălăjan? Pentru țară, să știți, nu e nevoie de lanternă. Nu. O lumânare totuși ar fi creștinește. Că tare a mai suferit săraca.